Elevii care termină clasa a 8-a și care vor să opteze pentru o școală profesională de zi au de ales dintr-o gamă largă de profiluri pe care liceele din Roman le au acum incluse în oferta educațională. Inspectoratul Școlar Județean Neamț a avizat proiectul de școlarizare pentru clasa a 9-a, învățământ profesional de zi cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2018-2019. Elevii au o gamă largă de profiluri de unde pot alege, pregătindu-se astfel să devină cofetari, bucătari, brutari, confecționeri, operatori ceramică fină, mecanici, fierari betoniști sau strungari. Avem aprobate de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Ministerul Educației un număr de 4 clase la liceu, cu câte 28 de locuri și 3 clase la școală profesională. Iar la școală profesională cu durata de 3 ani, unde toți elevii primesc bursă, 200 de lei de elev pe lună, avem următoarele calificări profesionale. Brutar patiser preparator produse făinoase cu 14 locuri, cofetar patiser cu 14 locuri, bucătar 14 locuri, ospătar chelner vânzător în unitățile de alimentație 14 locuri, lăcătuș mecanic prestări servicii 14 locuri, confecționer produse textile 14 locuri. Toate aceste locuri sunt distribuite pe cele 3 clase de școală profesională. Deci fiecare clasă va avea în componența ei 28 de elevi. În cadrul Colegiului Tehnic Petru Poni, elevii pot alege un nou profil care este la mare căutare în zilele noastre. Așa cum ați văzut publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, a fost aprobat planul de școlarizare pentru învățământul profesional. Pentru anul școlar 2018-2019, la Colegiul Tehnic Petru Poni, vom avea 2 clase pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, cu următoarele specializări. O clasă, operator ceramică fină, realizată în colaborare cu firma CSA, și o clasă alcătuită din 2 specializări, și anume jumătate de clasă cu 14 locuri pentru mecanică, meseria mecanic mașini utilaje în industrie, și cealaltă clasă, care este o noutate pentru Colegiul Tehnic Petru Poni, realizată în colaborare cu firma Somaco SA, este vorba de fierar betonist, montator prefabricate. Așa cum știți, cei de la realizează un depozit logistic la municipiul Roman și, drept urmare, vor avea nevoie de forță de muncă pe care noi o vom furniza, sperăm, în 3 ani de zile că vor fi muncitori calificați. În perioada imediat următoare, câte un reprezentant al liceelor romașcane va prezenta noua ofertă de învățământ în toate școlile gimnaziale.